Pasiunea pentru muzică se moștenește, iar talentul se transmite din generație în generație. În cazul lui Eduard Kamen, un tânăr târgoviștean care a reușit să-i cucerească pe mulți cu aptitudinile sale. Tatăl său este interpret la cor francez, unul dintre bunici fost profesor de muzică, iar celălalt a cântat la tubă. Acum Eduard interpretează la pian. Părinții mi-au cumpărat un pian electric la 5 ani și mă jucam mult la ea și a văzut că îmi place și au decis să mă dea la școala de muzică. A fost destul de greu și necesită multă muncă, dar nu e imposibil să înveți să cânti foarte bine la pian. În prezent este elev la Liceul de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște. Studiază pianul și la școală, dar și acasă. Clasa 1, după ce am învățat puțin de pian așa, am început să merg la concursuri prin țară și din clasa 3 la Olimpiadă. În 2013 a câștigat premiul întâi și trofeul la concursul internațional de interpretare de pe Coasta de Azur, Franța. În palmares are zeci de diplome și trofee la concursuri naționale și internaționale. Am primit o invitație să particip la un concurs din Franța și am fost acolo, am luat premiul întâi și trofeul. Și asta m-a motivat să continui și am luat premii în continuare, m-am mai dus de două ori în Franța, tot la acel concurs, am luat încă două premii întâi. Îmi place cel mai mult Beethoven, pentru că mi se pare un geniu, pentru că el a compus și surd, auzea și a compus. Săptămâna viitoare va concerta ca invitat pe scena Ateneului Român, în cadrul concertului de gală al concursului de creație Iosif Ivanovici. Are emoții pentru că spune că este un eveniment important pentru cariera sa. Acum am primit invitația să dea cânta la Ateneu. Ce vei cânta la Ateneu? Surpriză! Muncește mult pentru a face performanță. În weekend reușește să exerseze 3-4 ore pe zi. În timpul săptămânii împarte timpul între școală și muzică. În viitor își dorește să ajungă la o universitate din Londra pentru a-și continua studiile.